Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și mă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. Echipa emisiunii Intersecția RM a revenit de astăzi din vacanță. Ne propunem să avem un sezon cu teme interesante și vă rugăm să ne urmăriți. Invitații din această seară sunt Angela Kutasevici, învățătoare Liceul Teoretic Ion Creangă, municipiul Chișinău. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Bună seara! Chiar dacă este vară, dar sper că deja vă pregătiți de școală. Deja, da. Da. Feodora Calmațui, psiholog, Spitalul de Copii, Valentin Ignatenco, municipiul Chișinău. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. La dumneavoastră cred că a fost o vară fierbinte, pentru că multe se întâmplă pe timp de vară, mai ales când copiii sunt acasă. Corect. Da. Tema emisiunii de astăzi mi-am propus-o în urma unui eveniment care a șocat societatea, unei întâmplări nefaste într-o familie. Este vorba de un băiat de 11 ani care a fost omorât de propriul tată în bătaie. L-a lovit cu pumnii și după câteva zile acest copil a decedat. Cazul într-adevăr a șocat și m-a impresionat profund, pentru că din păcate la noi violența copiilor este uitată de stat. Se întâmplă multe lucruri care trebuie să fie luate în serios, dar aceste sunt delăsate, nu știu din ce cauză. De ce vom vorbi astăzi despre violența față de copii? Cum ea poate fi oprită, stopată? Ce se întâmplă cu societatea noastră și din ce cauză sunt bătuți copiii? Domnilor și domnilor, asta este trist, ceea ce ne propunem să vorbim de la început pe o temă atât de tristă, dar sper că după emisiune, atât Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cât și Ministerul Sănătății și alte organisme importante vor lua atitudine și vom face ceva pentru ca să se respecte drepturile copilului în familie. Doamna Calmațui, dumneavoastră, pentru că toți sunteți zi de zi, cum puteți să ne răspundeți la întrebarea de ce părinții își bat copiii? Știți, abuzul și neglijarea afectează foarte sever dezvoltarea în continuare a copilului. Mi-am pus și eu de multe ori această întrebare. Și într-un caz de abuz intrafamiliar comis asupra unui copil sunt găsiți o mulțime de factori de risc care intercalează unul cu altul. Factorii de risc sunt cei sociali, familiile care nu sunt organizate, unde în capul meu se stă alcoolul, drogurile, sărăcia, șomajul și partea psihologică a părinților. Părinții care de multe ori au niște tulburări de personalitate, părinți care consumă droguri, care consumă alcool, care sunt bolnavi psihic, care au o debilitate mentală, părinți care la rândul lor au fost și ei abuzați în copilărie. Este acest element. Da, cei care au fost abuzați în copilărie abuză și ei în continuare. Care la rândul lor totuși au fost abuzați, care au o stimă de sine scăzută. Sunt toți acești factori de risc intercalează foarte bine unul cu altul și duc la mărirea unei tensiuni foarte mari în interiorul unei familii. Această tensiune trebuie cumva să fie scoasă în afară. Însă cum se face chestia asta? Prin abuz asupra copilului, prin abuz asupra celui mai slab. Sunt abuzați copiii. Cazul acesta care s-a întâmplat în Unghin, bine, s-a mai dezvoltat după aceea și a ieșit și alte momente importante ce se întâmplă în societate. Cel mai mult m-a impresionat că nu prima dată se întâmplă în această familie abuzul fizic față de copii. Vecinii au spus că repetat se auzeau strigătele copiilor în curte și în casă. De ce? Cine dintre autoritățile comunității sau autoritățile locale au neglijat acest semnal? Pentru că nu putea să se întâmple odată și până la omor. Asistența socială trebuie să fie pusă prima pe
să vină în ajutor acestor familii. Asistent social trebuie să-și cunoască fiecare familie, să cunoască unde este gradul de, care este gradul de vulnerabilitate la traumă, deci la violență. Asistentul social. Da, pentru că de sector, în reportaje am văzut că asistentul social a zis că nu a avut apeluri de la nimeni, precum că în această familie se întâmplă abuz față de copii. Polițistul de sector iarăși trebuie să cunoască oricare familie, oricare membru a familiei, tatăl cel care abuzează copilul, cred că sunt lucruri care sunt cunoscute, însă nu știu de ce la noi se crede că dacă se lovește, este abuzat copilul sau este o metodă de educație. Așa se educă la noi. Da, copiii. Da, vorbiți despre proverbul cel popular, care bătaia este ruptă din rai, da? Da? Din păcate, la noi se educă în familie, în special aceasta în baza acestui proverb. Aceasta este o metodă de educație și nu se iau măsuri. Nu este lege. Nu, pentru așa educație. Este lege. Avem codul familiei, eu m-am documentat, capitolul 10, articolul 53, aliniat 4, în care se spune clar, copilul are dreptul la protecție contra abuzurilor, inclusiv contra pedepsei corporale din partea părinților sau a persoanelor care îi înlocuiesc. Deci noi ajungem iarăși la teorema că la noi, Republica Moldova, legi sunt, dar ele nu se îndeplinesc. Nu sunt îndeplinite. Respectate. Doamna Cutasevici, până la urmă, copiii abuzați sunt uitați de autorități? În școală, dumneavoastră, observați copii care se vede pe ei că, sau, bine, sunt vânătăi, sunt abuzați și ei vin la școală. Cum sunt acești copii? Da, deci haideți să privim acest caz din mai multe perspective. Deci școala, care, bine, acum e o perioadă de vacanță, dar există un regulament cu privire la urmărirea și depistarea cazurilor de violență în familie sau oricare violență care vine asupra copilului. Și respectiv suntem obligați să completăm fișa de sesizare și prin această fișă sesizăm organele de drept despre abuzul asupra acestui copil. Ați completat vreodată așa fișă? N-am completat, dar știu de existența lui, am văzut cum arată un fel de chestionar unde se descrie ce s-a întâmplat, cauzele, semnele evidente de abuz care le-am văzut, se solicită în cazul copiilor, de exemplu, bătăile dintre ei, se solicită note explicative, se invită psihologul, adică e o procedură destul de amplă. Asta se întâmplă în cazul copiilor aflați în școală. Uh-huh. Acum e perioada de vacanță și respectiv cred că organul de asistență socială, după cum a zis și doamna Calmațui, trebuia să-și facă într-un fel lucru, da, pentru că după mine asistentul social trebuie să fie alături de psiholog, alături de polițist, practic în fiecare zi la școală. Pentru că în mediul rural alte entități de aglomerație de copii sau de copii practic nu există. Este grădinița și este școala. Și tot centru comunitar trebuie să vină în dezvoltarea copiilor, în formarea, crearea condițiilor optime ca să creștem o generație de copii fericiți. Aici, doamna Cutasevici, putem face diferența dintre copiii de oraș și copiii de la sate? Violența domestică există peste tot. Peste tot? Nu cred că există diferențe. Poate că necazurile sau faptul că părinții în mediul rural nu sunt încadrați în muncă, ori oboseala care vin asupra lor, necazurile pe care le au, caută cumva să-și răsfrângă asupra copiilor lor. Și acel proverb că eu te-am făcut, eu te-am omorât, este din păcate acel principiu, da, foarte de educație. Foarte des spun părinții, da? Această frază, într-adevăr. Exact. Și atunci când auzim această frază, trebuie să sesizăm organele de protecție a drepturilor copiilor și eu bănuiesc aici, cred că și vecinii au o doză de vină, pentru că atunci când au auzit prima dată țipetele, trebuiau să se ducă discuții și cu copiii, ori cel puțin să informeze
polițistul de sector. Aici vreau un pic să punctăm. Deci, vina este a asistentului social, polițistul și psihologul, pentru că am auzit din reportajele în urma acestui caz, pentru că v-am zis că deja el foarte des merg reporterii la fața locului și iau la întrebări oamenii din jur, se întâmpla și când era copilul la școală. Deci, aceste persoane despre care dumneavoastră vorbiți, că într-o localitate sunt persoane importante care se sesizează primii orice neregulă, ei sunt acum de vină. Dar aici, la a doua parte a ideii dumneavoastră, vreau să zic că înainte de emisiune am vorbit cu doamna Calmațui că este un fenomen la noi în sate și doamna Calmațui are dreptate. Când se întâmplă ceva, sunt oameni care merg cu o conștiință mai curată, mai înaltă, mai nobilă la polițist și declară cazul. După aceea polițistul spune numele persoane care a declarat cazul și părinții vin și se răfuiesc se răzbună cu aceste persoane. De aceea vecinii, eu cred că sunt speriați de așa gen nu de oameni. Nu excludem acest lucru, că vecinii sunt speriați, dar totuși conștiința lor nu este curată în cazul dat, pentru că au pe conștiința lor un caz de deces a unui copil, sufletul lui nu mai este. Și respectiv trebuie cumva să desfășurăm niște campanii de educare, fie a maturilor, dar și a copiilor, de informare cum trebuie să se comporte în caz de abuz. Știu că există tot felul de ONG-uri care desfășoară aceste astfel de campanii, dar trebuie totuși să mergem mai des și tot timpul să contribuim la educarea populației noastre, să evităm abuzul și să vedem cum ne comportăm în anumite situații de criză. Mm-hmm. Pentru că copilul, da, dacă a fost bătut nu odată, el nu i-a spus doamnei învățătoare și poate învățătoarea nu a văzut acele semne evidente pe care trebuia să le declare. Asta e cert, pentru că dacă ar fi văzut vânătăi pe mâini sau pe altă parte, ar fi sesizat, pentru că asta o obligă funcția ei. Dar copilul nu a știut ce să facă și cui să-i spună. Deci copiii nu știu cum se comportă în situații, în situații de criză când sunt abuzați. Și aici văd vina și a mamei, a întregii familii care a tolerat această situație și practic au încurajat acest monstru, tata care... Dar iarăși vorbim despre frică. Iarăși e frica, dar iarăși trebuie educată și mama să depășească această frică. Dar avem și campanii frică pentru femei foarte multe în Moldova. Păi, și linia verde avem pentru femei. Și... Dar este adevărat, doar că ele nu cunosc pașii. Trebuie să se meargă din sat în sat cu campanie de informare, de conștientizare a populației, de educare, ca să sesizăm că e o problemă și destul de gravă, să ne mobilizăm toate forțele, asistența socială, primăria, nu știu, școala, toate structurile acestea interesate pentru liniștea familiilor și pentru a educa, pentru ca să avem cazuri, să excludem cazurile de violență și doar prin campaniile acestea comune și frecvente, până o să avem un rezultat comun. Aici vreau să menționez un lucru. Înainte de emisiune, pregătindu-mă, am citit foarte multe articole, am deschis pe internet multe surse și vreau să vă zic că de prin 2005, 2006, 2007 noi avem aceste campanii, avem organizații non-guvernamentale care lucrează asupra acestei teme, avem UNICEF, avem foarte multe structuri care, nu știu din ce cauză, au cheltuit foarte mulți bani pentru a sensibiliza, dar nu înțeleg de ce nu s-a făcut această legătură cu instituțiile statului și nu înțeleg de ce am ajuns în situația când practic o dată în lună ni se aduc știri că un copil a fost agresat, un copil a fost bătut și îmi pun întrebare, 2017, am mai citit un articol în care se spune că modificarea cadrului legislativ al Republicii Moldova este crucială, se spune într-un document emis de UNICEF și că până în 2009 îi se recomandă Republicii Moldova ca să fie interzise prin lege toate formele de violență față de copii. 2009, noi suntem în 2017. Ce se întâmplă, doamna Calmațui? De ce am de lăsat așa? Iarăși cred că suntem de vină noi toți. Ne facem că afară nu plouă, că este foarte bine. Deci trebuie să ne unim toți împreună, atât asistența socială, cât și psihologii școlari, cât și pedagogii, cât și protecția copilului, să venim cu un mesaj
bine pus la punct. Deci aici e o lacună destul de serioasă. Da. Dumneavoastră în spital aveți cazuri, am înțeles că ați avut cazuri de așa gen. Să trecem la efectul acestor situații, acestor bătăi. Ce efecte au pedepsele asupra copiilor și ce vedeți dumneavoastră? Cum sunt acești copii și ce se întâmplă cu ei? Vedeți că în incinta spitalului practic mă confrunt cu rodul acestui abuz. Copiii se adresează cu traume, cu contuzii, cu comoții. De multe ori, când sunt adresați, se adresează la departamentul de urgență, te uiți că vin niște părinți, ca oricare alți părinți, cu o aparență normală, însă când stai și mai discuți, vezi că ceva acolo sunt niște lacune în interiorul acestor familii. Avem cazuri recente când mama și-a lovit cu cuțitul ambii doi copii, unul de 11 ani și unul de un an. Băiețelul de 11 ani a fost internat în spitalul nostru, în secția de reanimare, a fost operat, i s-a acordat asistență medicală, pe urmă am intervenit eu cu asistența psihologică, copilul este de acum în secție, adică este bine. Sunt foarte multe cazuri de copii sunt abuzați atât în instituțiile statului, adică în grădinițe, în școli, sunt abuzați de polițiști. Copiii între copii se află la etapa preadolescenței și adolescenței, unde agresivitate, impulsivitate este pe primul loc. Au loc confruntările astea între ei. Și de aceea prima ce se face când se adresează copilul în incinta instituției medicale, îi se acordă ajutor medical. Adică se stabilizează starea copilului la moment. Pe urmă, intervenim cu ajutorul psihologic. Și cât timp? Doar după aia el merge în familie. Iarăși acolo îl lăsăm în voia sorții. Știți, de multe ori nici nu știm copilul a fost agresat în familie, fiindcă copilul se adresează cu o fractură, copilul se adresează cu comoție, ni se spune că a căzut din copac, a căzut de pe o scară. Și în cazul de la Unghiene, apropo, au spus inițial că acest copil a căzut din copac și nu au fost, până poliția a depistat că au fost bătaie, dar părinții au ascuns. Așa și aici, sunt foarte multe situații. Sunt foarte multe situații. Atunci când se află de acum că a fost abuzat copilul, de asemenea se anunță poliția, se anunță protecția copilului, sunt organizații care trebuie să ocupe mai departe cu starea acestui copil, cu copilul în general. Dar aceste organizații sunt funcționale care după abuzuri își trebuie să aibă grijă de acest copil? Trebuie să aibă grijă. Dar funcționează toate? Dumneavoastră nu cunoașteți acest lucru. Doamna Cutăsevici, dumneavoastră cum credeți? Acest mecanism, s-a întâmplat abuzul, a venit la spital copilul, după aceea noi avem organizații care... Eu sunt sigură că sunt, doar că orice consultare psihologică se face doar cu acordul părintelui. Și în cazul dat, cumva, nu știu care ar fi procedura. Dacă a fost violența în familie, copilul a fost abuzat în familie, respectiv legea cumva spune că trebuie să consultăm părintele, să-i cerem acordul pentru a-l consilia psihologic. Și dacă părintele nu dă acord? Eu bănuiesc că ruptura aceasta după spital, după ce a fost tratat copilul, consilierea psihologică, cred că o rupe părintele. Dar posibil și bănuiesc, nu vă pot spune cu exactitate, dar bănuiesc că cadrul legal obligă într-un fel părintele să acorde și asistența, adică să continue asistența. Bănuiesc că trebuie să existe, că dacă a fost cu o traumă psihologică, el trebuie să-și recupereze și cu siguranță sunt organisme care se ocupă de acest lucru, doar că nu le cunosc. Cum se simte un copil după ce este bătut? Dumneavoastră, când prima discuție, primele, ce spun ei? Sau sunt înfricoșați? Știți, de multe ori copiii sunt într-o stare de stres. Se instalează stresul post-traumatic în urma traumei. La prima fază, practic, copilului se pare că practic nici nu înțelege ce s-a întâmplat. Este nedumerit. Vine a doua fază, faza de șoc, când copilul este dezorientat, după care revine faza de negare. Atunci,
când copilul neagă ceea ce i s-a întâmplat luia, fiindcă este și un mecanism necesar al sistemului cognitiv de apărare, fiindcă ca psihicul uman să găsească resurse pentru a face față traumei. Această stare se instalează până la câteva luni sau câteva până și la ani. După aceea vine a patra fază de agresivitate. Copilul, prima reacție de apărare a copilului este agresivitatea. Agresivitatea, el practic o îmbracă pe el, se apără cu ea. Agresivitatea asupra victimii sau agresivitatea asupra sa, asupra victimii. Însă, dacă copilul așa și n-a făcut față traumei, se instalează apatia, se instalează depresia. Această depresie, doamna Kutasevich, se răsfrânge asupra cunoștințelor, asupra efectului eșec școlar au copiii? Ce se întâmplă în școală? Da, ca să reușească copilul la școală, trebuie să fie fericit și trebuie să fie motivat ca să învețe. Dar atunci când are necazuri sau este bătut sau este nemulțumit de ceea ce se întâmplă, nu este fericit, nu are condițiile propice pentru învățare. Cât de mult nu ne-am străduit noi învățătorii sau cadrele didactice, bănuiesc că și lasă amprenta asupra reușitei lui școlare. Ați avut așa cazuri? Nu am avut, din fericire nu am avut cazuri de abuz în familie, în genere nu am avut așa situații de criză. Pe care le-ați avut? Da, cel puțin. Că ați avut nu le-am generații. Multe generații, dar cel puțin nu le-am sesizat și dacă aș fi avut, aș fi luat măsuri cu siguranță. Dar din ceea ce îmi dau seama, cred că este, pentru că ca copilul să reușească, el trebuie să fie liniștit, hrănit în primul rând, să-i se asigure un somn liniștit, un regim alimentar, un regim în genere, un regim al zilei. Dar până la urmă, acest băiețel învăța foarte bine în clasă. Păi el învăța foarte bine, dar poate el învăța sarmanul și de frică. Poate asta și-a fost și o formă de a-l impune sau nu știu. Eu, sincer să fiu, nu am pătruns în esența cazului, pentru că pe mine m-a afectat emoțional foarte mult și nu l-am putut privi. De aceea toate detaliile nu le cunosc, din păcate. Doamna Kutasevich, în sate există, bine, și la oraș poate fi, dar la sat mai des, în spațiu rural, copiii sunt supuși unor munci complicate. De exemplu, acest băiețel a fost snopit în bătaie pentru că nu a hrănit vițelul, sau merg acum foarte mulți copii în vacanță la prășit, merg la cărat produse, căldări de apă. Văd câteodată trec prin, când eram la alte proiecte și mergeam foarte des prin Republica Moldova, vedeam copii de 10 ani cu căldări de 10 litri de apă la fântână. Aici ce trebuie să facem noi? Trebuie să intervină organele de protecție a drepturilor copiilor și, apropo, în fiecare localitate, în fiecare consiliu local, există persoană care e responsabilă de protecția copilului. Respectiv, aceste persoane la fel trebuie implicate în responsabilizarea părinților ca să contribuie la respectarea drepturilor acestor copii, și copilul nu trebuie să fie abuzat și prin muncă. El nu trebuie să fie exploatat prin muncă, pentru că pentru 10 anișori două căldări de apă e foarte mult. Bine, un ajutor nesemnificativ, că trebuie să învățăm copiii să și muncească, educație prin muncă trebuie să o facem, doar că nu prin abuz și prin astfel de metode de sancționarea lor în cazul când nu a făcut. Pentru că copilul s-a luat cu joacă, a uitat că trebuie hrănit acel vițel ori bobocel și respectiv de aici a apărut acel conflict. Iar și am zis că trebuie să mergem cu educarea, cu pedagogizarea părinților. Cred că aici vine rolul școlii, rolul nostru a cadrelor didactice, de a veni cu tematici concrete. E o altă problemă că nu vin părinții la ședințe. Și atunci, iarăși, trebuie să apelăm la asistentul social, la polițistul de sector, care să-i oblige pe acești părinți să vină la cursuri de pedagogizare. Elementarul, la o ședință cu părinții. Pentru că aici e problema mare de comunicare dintre școală și familie. Ei nu găsesc timp să vină să discute, să vină să asculte anumite recomandări și sfaturi.
Da, vreau să ating o temă, că în situațiile când auzeam la știri, la televizor, în alte țări, cum sunt țările nordice, reportaje de genul că părinții au fost, li s-au luat copiii în instituțiile de stat, ne îngrozeau aceste știri, da? Dar, din păcate, Republica Moldova, cu această stare de delăsare totală, am ajuns la o situație foarte complicată. Și poate acest comportament a statului din țările nordice este corect. Poate într-adevăr trebuie înregistrate niște pedepse drastice, niște situații când două, trei familii vor fi private de dreptul de a fi părinte, copiii vor fi sustrași din familie și așa poate oamenii vor înțelege. Doamna Cutăseviș, doamna Camățui, cum credeți? Pentru că acum, în rețelele de socializare, foarte mulți au început să scrie. Vedeți? Vă părea cam, nu știu ca cum, straniu că în țările acestea se fac lucrurile că ajunge până să-ți ia copilul din familie. Dumneavoastră cum considerați? Consider că este ceva corect, fiindcă altfel cum să învățăm pe părinții noștri să se adreseze cu propriul săi copii? În Franța, de exemplu, a fost introdus în lege și aspectul că este interzis lovitul cu palma la fund a copilului. Da. Până la așa au mers și au fost, Uniunea Europeană a obligat câteva țări ca să introducă și nu înțeleg de ce la noi nu se face nimic. Cred că nu sunt abuzuri mici și abuzuri mari. Da, abuzul, adică e abuz. Abuzul este abuz. Se începe de la o lovitură cu palma, dar însă dacă este preventă... Sunt câteva feluri, doamna Calmațui, de abuz. Este emoțional, abuzul sexual, abuzul fizic și abuz... Avem trei feluri de abuz asupra copiilor. Asupra, în general, trei feluri de abuzuri. Este abuzul emoțional, abuzul fizic și abuzul sexual. Abuzul fizic este cel mai evident. Noi vedem loviturile, noi vedem contuziile, noi vedem fracturile. Abuzul emoțional se remarcă prin insulta verbală. Copilul este înjurat, ucărât, insultat. Apropo, aceasta la fel lasă amprente destul de adânci în personalitatea copilului. Sigur că ele vin pe parcurs, aceste amprente. Copilul și sunt mai multe feluri de abuz emoțional. Eu pot să le leg chiar și cu situația, mergem foarte departe, dar cred că au o legătură. Divorțurile la noi, de ce sunt atât de... Mie îmi pare că orice situație de neînțelegere, de aceste stări psihologice complicate în familie, au urma în copilărie. La noi copiii sunt abuzați foarte des emoțional. Sigur că în urma divorțului, practic, copilul nu este împărțit în jumătate. Fiecare îl trage în partea lui. Vorbesc de situația când divorțuri sunt foarte multe. Din ce cauză? Pentru că tânărul, băiatul sau fata au niște probleme psihologice care vin din copilării, nerezolvate. Și ele ajung tocmai până la situația... Niște avem traume. O generație cu traume care, până la urmă, avem foarte multe divorțuri. Atât de înainte se duce această problemă. Da, corect. Și tot aici vreau să vă întreb... Ce se întâmplă cu familiile unde se instaurează această agresivitate? Ele devin familii de risc și ar trebui luate la evidență. Mai departe? Da. Așa familiile trebuie luate la evidență, însă ele sunt evidente, familiile acestea de risc. Familiile care consumă droguri, care consumă alcool, care mai sunt departe, familii... vizite zilnice asistentului, nu? Asistent social trebuie să fie zilnic în aceste familii, să vadă cum se isprăvesc ei. Cum își educă copiii? Cum îi cresc? Sunt copiii cei bine îmbrăcați, bine educați? Merg copiii aceștia la școală? Nu sunt privați de educație? Nu sunt privați de hrană? Aceasta sunt niște lucruri foarte importante. Doamna Cutăsevici, acum în codul educației este, din câte eu știu, un aspect că învățătorul la finalul semestrului trebuie să facă un caiet pentru fiecare copil în care să descrie comportamentul, să descrie calitățile, capacitățile, aptitudinile pe care le-a obținut în decursul unui trimestru. Aici ar putea să includă părintele și aceste aspecte? Nu părintele, pedagogul. Dacă vorbiți despre tabelul de performanță pentru treapta primară, nu, acolo sunt doar capacitățile pe care le-au obținut copilul pe parcursul anului de studiu. Da, și se referă doar la cei ce știe el, ce a învățat la școală. Aspectul psihologic, nu știu, el poate fi identificat doar din chestionare, din observări, din alte aspecte decât cel cognitiv sau
academic din cadrul orelor. Dar în școli, psihologii mereu își fac treaba? Asta e și o problemă mare, pentru că mediul rural și chiar și în municipiu sunt școli care nu au psiholog. Deci e o lipsă și din cauza finanțelor, că nu există unitatea, că acolo unitatea apare de la un număr anumit de copii. Și a doua problemă este că și numărul de psihologi care ar vrea să vină în școală, ținând cont de salariul lor, nu chiar... Aici ajungem la problema salariilor. Da, exact. E și o problemă a salariilor, lipsa de motivație acestora, nu vin în școli. Nu știu, e o problemă destul de mare și în cazul dat, dar în general, în toate abuzurile asupra copiilor, suntem vinoveți toți. Pentru că, în primul rând, și învățătorul care trebuie să educe copilul și să le spună ce trebuie să facă în caz de. Deci noi avem astfel de activități, există un proiect de implementare a curriculumului cu privire la protecția drepturilor copilului și dacă va fi implementat, dar bănuiesc și cred că acest curriculum trebuie, această disciplină trebuie introdusă în mod obligatoriu pentru toate clasele, pentru că se vor învăța lucruri foarte necesare, cum să-și apere anumite drepturi, ce să facă și cum să se comporte în anumite situații de criză, cum să ajute, cum să se respecte, cum să-și gestioneze anumite emoții, pentru că, de fapt, de aici e problema noastră. Noi avem niște lacune în educație, pornind de la frustrările părinților. Există experiențe europene, după cum ați menționat și dumneavoastră, copilul nu este înscris la școală nu doar prin verificarea lui sau determinarea nivelului de pregătire a copilului, dar și determinarea nivelului parental. Cât de pregătit este și părintele ca să-și ajute copilul care face un pas mare, merge în altă treaptă și respectiv și părintele are nevoie de asistență, de o pregătire. Și dacă s-ar face aceste programe de educare, de școlire, pentru că foarte mulți părinți au fost lipsiți de acele posibilități de a fi educați, pentru că n-au avut parte de dragostea părintească sau alte frustrări, ca bătăi, cum și am menționat mai sus, și respectiv ne pomenim că, iată, avem astfel de situații. Deci trebuie să educăm și părintele ca să știe cum să-și educe copilul. Chiar și de la mic, nou născut, știu că pe mămicile tinere îi școlesc cumva gravidii un pic. Nu e atât de mult, dar oricum este o tendință. Și dacă s-ar face școlirea aceasta periodică, pentru că e o școală a părinților, să știi să-ți educi corect copilul, trebuie. Da, e complicat și e complicat. Dau eu seama, doar persoanele cu studii pedagogice știu că un copil de la naștere și până la 16 ani are câteva crize, da? Exact, da. Și aceste crize sunt atât de importante și ar trebui să fie trecute foarte atent de toată familia, pentru că după aia ele lasă niște amprente destul de serioase. Și prima criză începe la un an jumate, la doi ani începe prima criză și părinții nu înțeleg ce-i cu copilul acesta. Și cel mai grav este că societatea nu este pregătită pentru așa un comportament a copilului. Foarte des întâlnesc situații când mama zice, eu nu-mi bat copilul, este o regulă în familie. Și o altă mămică poate să zică, da, ce, o palmă la fund nu-i ajunge, ce copil de ai tu de ochiat? Sau nu, chiar și la terenurile de joacă se întâmplă așa discuții, așa dialoguri. Deci întreaga societate trebuie pregătită, pentru că un copil la o oarecare vârstă are niște crize, niște momente în care trebuie înțeles și nu abuzat nici într-un fel, nici emoțional, nici fizic. Exact. Acești copii, doamna Calmațui, care sunt respinși și ignorați și sunt supuși unor procedee de corupere sau sunt mai apoi, cum ați spus dumneavoastră, ei devin atât de agresivi. Ați văzut în experiența dumneavoastră situații când copilul venind mai înainte istoriei, după aceea pe al său copil l-a bătut? Aceasta se instaurează ca un tipar. Fiindcă agresivitatea tot timpul trezește, dă naștere la agresivitate și trezește o altă agresivitate.
Din experiența mea, eu știu că odată ce copilul a fost bătut în copilărie, abuzat fizic în copilărie, să zicem așa, și nu numai fizic, dar și emoțional, el o să-și abuzeze emoțional și fizic copilul său, fiindcă el așa a învățat, așa metodă de educație el a învățat, încă din adânca lui copilărie. El așa l-a învățat că trebuie să educe un copil. Da, cel mai grav este că la moment, la noi în societate, este ca o normă că un copil, ei nici nu înțeleg până la urmă, cum am menționat noi mai înainte, da, că această pedeapsă este ceva negativ. Este primită ca o educație. Este primită ca o educație, ca ceva firesc. Firesc în familiile noastre. Da. Și copiii nu știu până unde este limita și nu știu și după aceea li se creează aceste fobii. Da, apar o mie și una de fobii după aceea. Fobia de întuneric, de înălțime, de spațiu închis, de mulțime, fobia de oameni, fobia de... din aceste abuzuri. Fobia de durere, de injecții, de spații închise, de înălțimi. Toate aceste fobii se instalează ca urmare a abuzului și neglijenței. Fiindcă de multe ori îi întreb pe copii, dacă aveți probleme personale, la cine mergeți după un sfat? În cine aveți cea mai mare încredere că nu o să vă trădeze? De multe ori îmi spun copiii că nu merg la nimeni, n-au la cine merge. Chestia asta, măcar 20 de minute pe zi, să ne așezăm lângă copilul nostru, să discutăm, să nu-l întrebăm când vine la școală ce notă a primit, dar să-l întrebăm ce a învățat nou, cu cine s-a întâlnit, de ce nu are dispoziție, ce a aflat, cu care din prieteni s-a întâlnit astăzi, cu cine nu s-a întâlnit, cine a venit la școală astăzi, cine n-a venit la școală. Este un pas înainte. Se vorbește despre niște lucruri care și la școală, după cum îmi pare mie, se observă foarte bine dacă se discută aceasta în familie sau nu se discută. Doamna Cutaseveș, dumneavoastră aveți cazuri de familie în care lucrurile astea se discută foarte bine și așa îndesat? În general, mediul, hai să zic unde activez eu, am noroc de părinți buni, școliți, părinți care au grijă de copiii lor, dar în general lipsa de comunicare dintre școală, din membrii familiei se răsfrânge cu siguranță, pentru că copiii devin apatici, devin închiși, ei au încredere, se poate întâmpla într-o prietenă doar, sau telefonul, ori mai rău își fac prieteni virtuali. Da, și apare situațiile care le-am sesizat în primăvară. Cărora tot felul de secrete. Păi aici apare anume aceste contacte întâmplătoare, apar anume din aceste frustrări, din lipsa de comunicare în familie. Părinții, din păcate, sunt mult prea ocupați și nu au timp să discute cu copiii. Ori merg doar la bucătărie, mama face mâncare și copilul stă pe acolo printre altele și schimbă niște replici. Aici este iarăși o problemă. Citisem undeva că timpul calitativ, timpul de discuții tet-a-tet a mamei cu copilul, deci trebuie să fie numai puțin de jumătate de oră. Pe zi. Deci calitativ asta ar însemna să fie mama, tata, nu contează, deci să fie privirea ochi în ochi, tet-a-tet, discuții tet-a-tet, de sinceritate, de deschidere. Doar această comunicare are impact și rezultate frumoase. Deci aici se instaurează niște relații frumoase între tată, mamă, copil și respectiv nu pot apărea astfel de situații de criză. Dar putem face aici o tangență, doamna Cutaseveș, cu situația că părinții sunt foarte ocupați și le lipsește această comunicare cu sărăcia și starea în economia țării nefastă? Da, din păcate toate lucrurile acestea sunt generate anume din lipsurile. Pentru că te străduiești să vii să aduci bani în casă și nu îți mai ajunge timp pentru ca să petreci aceste 30. Da, eu spun poate acum, dar sunt mulți părinți care muncesc care în două schimburi și nu au timp și copiii sunt lăsați pe bunei, pe... Și văd ori dimineața îl duce la școală și numai cât reușește. Nu reușește, da. Nici să-l vadă, ori pleacă când doarme, vine când doarme și tot așa mai departe. Există astfel de situații, din păcate avem ceea ce avem.
și e și din cauza lipsurilor, sărăciei, toată lumea este supărată, frustrată, nervoasă, invidioasă, nu mai știu, adică sunt, e un complex de probleme. Uh-huh. Întreaga societate e vinovată de ceea ce se întâmplă în fiecare familie, pentru că totuși copilul este o ființă umană care merită să fie fericită și noi toți trebuie să avem grijă de această ființă, să-i creăm condițiile de o creștere armonioasă. Din păcate, nu ne reușește. Aceste frustrări generale ale oamenilor și ura, pentru că aici am mai vorbit în acest studio și despre faptul că noi suntem înrăiți unul față de altul și la niște voxuri pe stradă îți dai seama că oamenii nu-ți mai zâmbesc deja în ziua de azi. Familia aceasta despre care au vorbit toți, cum credeți, din care motiv s-a dezlănțuit această agresivitate în sânul familiei? Nu știu, insiță problema familiei date, însă eu mă gândesc că totuși trebuie să fie și aici o sărăcie, un abuz de ceva, de substanțe sau de alcool. Nu. Părinții erau toată, foarte interesant că tot satul spune că erau gospodari, nu erau săraci, erau de o familie cu venituri medii, ca și la sat. Aveau tractor, din câte am văzut eu, aveau vite, lumea îi laudă într-un fel, dar totodată toți acceptă că au fost auzite bătăi în familie, în casă. Știți, aceste familii sunt și mai periculoase când ni se pare aparent că totul este bine acolo. Adică au o situație socială foarte bună și nu trebuie să existe probleme în interiorul acestor familii. Însă, iarăși, nu se știe cât este de tulburată personalitatea acestor părinți. Cum au crescut ei în familiile lor. Este și o răceală afectivă, lipsa emoțională, practic. Nu au timp să discute cu acești copii. Și problemele care îi afectează pe acești părinți, câteodată îi fac să devină nepărinți. Aici mai vreau un aspect să ating. În familiile incomplete, doamna Cutasevici, se poate întâmpla, din câte îmi pare mie, atunci când rămâne un singur părinte și vine acest stres în continuu că tu nu reușești, nu este plină familia, nu este această unitate în familie, la fel ar fi niște familii de risc. Da, pentru că societatea noastră este, fiecare a doua familie este incompletă. Da, în cazul familiilor monoparentale, ori în familiile acestea unde cresc copiii fiind educați de un singur părinte, există la fel un risc de a fi abuzați, ori de diferite abuzuri pot fi, atât emoționale cât și fizice, pentru că mama sau tata este mereu în căutare de surse de existență și trebuie cumva să le reușească pe toate. Copilul e lăsat în voia sorții, cumva singur și respectiv aici iarăși apare o situație de risc și acești copii sunt continuu nu știu, poate lipsiți de anumite afecțiuni, de situația de a fi iubiți, de a fi, nu... Deci am atins mai multe aspecte, dar care sunt foarte grave toate luate împreună și la care au, ca un vălătuc de ăsta, au adus la tot ce se întâmplă acum cu copiii la noi în Republica Moldova. Și pentru că suntem la final, vreau câte un minut să concluzionăm. Ce trebuie să întreprindă autoritățile și statul, la ce trebuie să atragă atenție ca să depășim această... E limita, e criză foarte mare și copiii sunt abuzați, practic fiecare al treilea copil este abuzat. Statul trebuie să se uite foarte, cu ochii foarte deschiși, larg deschiși față de copiii care sunt abuzați, față de copii pedepsiți în familie. Să nu fie ca o regulă pedeapsă, ca o metodă de disciplinare sau ca o metodă de educație. Și să întreprindă acțiuni concrete. Și să întreprindă acțiuni concrete, sigur că acești părinți până la urmă să fie sancționați. Deci asistenta socială să lucreze, polițistul să fie atent la toate lucrurile astea, primăria și toate organele din școală să fie atentă și neapărat să avem și o organizație care să învețe copilul cum să se comporte în situații de abuz, să
știe pe pas și fiecare copil ce se facă gazul în care este abuzat. Ce să întreprindă? Doamna Cutasevici, dumneavoastră? Da, sunt de aceeași părere. Trebuie să ne consolidăm forțele, comunitatea, familia și societatea, pentru ca să creăm tot felul de campanii de informare, de sesizare, de educare, atât a copiilor cât și a părinților, ca să evităm astfel de situații. Și sunt de părerea că toți trebuie să ne consolidăm în acest demers, pentru că e foarte important, pentru că acum, de fapt, ne creăm generațiile viitoare și dacă vom greși iarăși, vom avea iarăși situații cu generații întregi de copii frustrați, bătuți, emoțional dezechilibrați. Și nu suntem atât de mulți. Au rămas vreo 2 milioane și exact, dacă mai păcate. Avem și generații atât de frustrate. Copiii au dreptul să trăiască într-un mediu fără violență și, din păcate, drepturile copilului sunt lezate la noi, Republica Moldova. Sper că ne-a auzit tot ce s-a discutat în această emisiune, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și toate organismele care au ce lucra în această toamnă și au de luat decizii concrete. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio și vă doresc succes și să nu mai avem copii abuzați. Doamnelor și domnilor, prima ediție din acest sezon a luat sfârșit. Eu vă aștept marți și vineri la ora 19 la emisiunea Intersecție RM.